de pasă. Îi mulțumesc pentru că și-a abandonat camul de la Târgu de Gaze, care are loc la Centrul Militar Casa Armatei, și și-a făcut ființă unde avea expus, expuse cărțile și revistele de la editura de textil cultural. Literar cultural, am văzut pe revistă. Revista e una, editura e altă. Editura de textil literar, da? Și nu numai. Și a venit aici și cu domnul Speceanu să ne onoreze cu prezența. Pot să spun că este o adevărată declarație de dragoste din partea domnului Dorin Vidrașcu și îi mulțumesc foarte, foarte mult. Mă rog. Mulțumesc. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, sunt cam obosit. Deși, în ciuda lui domnul Atanasiu, par mult mai tânăr decât dumnealui și mai odihnit. Numai astăzi am avut vreo 6 lansări de carte, dacă nu mai mult. Dar nu ne văităm atâta timp cât putem fi activi. În folclor e o vorbă despre oamenii mai în vârstă, nu ca mine, că eu mai am până să îndoptinesc, se zice așa, de la noi, de la Poalele Moldovei, prin Vrancea. Ce faci, țață floare, tu mai mușești vrei? Da, Florică, muncesc, că dacă vine urât aia cu coasa și mă vede stând din jaba, mă ia. Dar dacă vede că fac treabă, lasă-o a dracului și să mai chinui. Așa se întâmplă și cu domnilor și domnilor. Sunt tare bucuros că datorită insistenței acestui drăgușor de fapt, care m-a uimit acum câteva luni când a venit cu revista domnii sale, unde fac totul, dar și-a ales și o echipă. Sunt curios cât lucrează echipa. Unii dintre din echipă știu eu că lucrează, alții mai mult figurează, ca așa intens, și mai ales în revistele literare, să ai cât mai mulți seniori editori, că tot nu te cumpără, lumea te-a de bine. Această doamnă care am cunoscut-o ca fotoreporter și așa mai departe, m-a venit cu revista de interviu, pe lângă alte critici care le-am adus și nu renunț la ele, reușește cu fiecare nou număr să mă surprindă în mod plăcut. Și de aceea, auzind că astăzi, sub egida acestei reviste, convorbiri literare artistice, da? Pentru asta am dat-o cu capul de prospereții, pentru că domnul Atanasiu știe foarte bine. Există o revistă convorbiri literare. Puteau somitățile care sunt pe lângă această revistă să găsească un alt titlu. Nu convorbiri literare artistice. Nu, eu am dat din reviste, nu aveți deloc, dar cu timpul când mai învățit, cum a spus, o să vedeți. Numai după dumneavoastră, păi să știți. Eu am trebuit și bine am făcut. Da, foarte bine, autorul e suveran. Datorită aseară am cunoscut un om despre existența căruia nu știm. Și mă bucur. El la prânz a trecut pe la mine și mi-a dat cele două cărți, semnate Simona Dobrici. Emi a fost o încântare să îi răsfoiesc sau să vânzăresc volumul de versuri în goana turistului și să mă opresc la volumul de proză tot în goana turistului. Dar drăgușorul din mine nu mă lasă să nu vă spun. Oameni, dragi actori, sunt greu actorii de pornit, dar de-i pornești sunt greu de oprit. Asta că tot vorbeam de poșbuc cu doamna Drasin. Dacă lecturați mai mult de 3 poezii în public la o lansare de carte, de la a treia încolo degeaba lecturați că nu se mai reține nimic.
Asta se știe. A, mulțumesc frumos de tot, eu am spus 6, nu s-a reținut nimic. Nu, se știe. Ce vreau să vă spun? Tu ține-te cum m-ai făcut toată viața, nu te lăsa. Nu te lăsa influențată de dușmani. Aceste autori m-a surprins de două ori. M-am uitat pe prezentare totul. Și mă gândeam aseară la mine și spuneam, măi, fata tante, dar tu nu te mai oprești, bre, din învățare, câte facultăți vrei să faci și cât vrei să înveți. Exista un cântec vechi de pe când eram eu tânăr, cam fost mai tânăr ca de asupra, care spunea la un moment dat, toți suntem deștepți, versurile sunt banale, dar pline de adevăr. Toți suntem deștepți și credem toate că le știm, toți suntem deștepți și tot neînvățați muri. Dar, e toată admirația pentru niște, pentru un tânăr care întâmplător sau întâmplător e și femeie și frumoasă și deșteaptă și când vezi că vrea să înveți atâta, întrebi, măi, câtă zestre vrea să-și mai facă fata asta? Pentru că aceasta e zestrea, de fapt, pe care și-o face. E bine, e acest volum de proză. Îmi pare rău că nu e aici și editorul, pentru că așa sunt eu, tot așa. Când m-am uitat pe cuprins, uitați-vă și domniile voastre și să-mi spuneți că bat câmpii. Începe cu pagina 13. Dar până la pagina 13, dragă editoare, n-ai mai ai nimic, mai ai. De ce n-ai pus-o? Cârcotaș, cum sunt. Bun. Dincolo de toate aceste cârcoteli care mai. Cartea e o carte plăcută, frumoasă. Are 16 proze scurte în acest volum. Și dacă vreți, fiecare din aceste proze este un microroman. Observați, ați observat și la lectură, o să observați și când o să mai lecturați dumneavoastră, dacă o să mai aveți ce, dacă nu se citește toată seara asta aici, că fiecare proză scurtă are un rotund, are un sens. Are multe primite și te gândești cum o tânără scriitoare la vârsta asta poate totuși surprinde prin tumultul vieții în care trăim la acest început privilegiu cu toată nebunia lui la care de-abia mai are loc nebunia noastră să surprindă niște aspecte, niște trăiri ale altora, le trece prin filtrul minții, le trece prin poiana sufletului ei și le redă cu talentul dat de la natura lui Dumnezeu pe care nu uită să-și îl cultive. Pentru că s-a spus aici că scrie poezie de când era foarte mică. Vorba lui Alexandrii, ca orice român, s-a născut poet. Depinde când a conștientizat că s-a născut poet. Și se pare omul din cauză a conștientizat la tine. Are acolo o proză de examenul la genetică parcă tulburătoare. Nu vreau să vă povestesc nimic la lansarea unui cărți. Nu se povestește cartea. Nu se. Eu vreau să vă atragă atenția. În intimitatea domnilor voastre. Și cum obișnuiesc să spun și cu asta vreau să spun, o carte nouă se lansează un prunc în taină se botează. Dar să știe autorul. Îi doresc acestei cărți și altor cărți pe care o să le mai scrie. Să nu ne dorim
foarte, foarte, foarte mulți nași. Vă mulțumesc pentru atenție. Nu mai